Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin, amin, zic vouă, spune textul Evangheliei de astăzi, sau adevărat, adevărat, zic vouă, că dacă ar avea credință cât un sâmbure de muștar, ai zice muntelui să se mute și s-ar arunca în mare. Iar acest soi de diavol este cu post și rugăciune. Numai cu post și rugăciune. Deci avem din start trei situații diferite, din care putem deduce trei lucruri diferite. Unu, fără credință intră dracul în noi. Și nu e o glumă, e un lucru serios. Am întâlnit atâta lume care suferă, fie din pricina patimilor personale, fie din neputința bolilor, fie din neînfrânarea și stăpânirea de sine, pentru că ori bea în exces, ori desfrânează în exces, ori mănâncă în exces, ori nu cruță trupul și nu-l cinstește, cum spune Apostolul Pavel, care e templul Duhului, a sufletului, casa sufletului. Apoi, afară de credință, lipsa postului face ca, adică lipsa măsurii, că în momentul când postește înseamnă o înfrânare. Deci duce din nou la îmbolnăvirea sufletească, dar la manifestări ciudate trupești. Și ați văzut ce spune în Evanghelia de astăzi. Ba l-aruncă în apă, ba l-aruncă în foc. Deci ceea ce se vede că în momentul când cineva este bolnav și atins de boli din acestea, trebuie și supravegheat. De aceea și statul, ați văzut, că dă însoțitor. Aici era vorba de tatăl său personal. Dar în același timp e nevoie și de rugăciune. Ce este rugăciunea în conceptul ortodox? Convorbirea cu Dumnezeu și împărăteasa tuturor faptelor bune. Iar Isaac Siru spune un lucru excepțional de frumos. Cu nimic nu batjocorește dracul pe om decât să-i fure timpul rugăciunii și să-i dea de lucru orice. Și spune omul, nu mă rog că trebuie să prășesc. Nu mă rog că fânul n-are timp. Nu mă rog că oaia n-are vreme. Nu mă rog că gospodăria, dacă nu faci, nu-ți face nimeni. Nu mă rog că dacă nu mi-agonisesc eu, cine-mi dă? E adevărat, nimic nu-i minciună în ceea ce se spune, dar trebuie să ținem cont de cel mai elementar lucru, că timpul nostru personal ni se atribuie spre distribuire prin rațiunea și discernerea și priceperea noastră la mila lui Dumnezeu. Nu-i timpul nostru, e timpul Lui. Noi îl folosim și îl consumăm așa cum găsim de cuvință. Unii în fața televizorului, unii la muncă, unii la păcate, unii la fapte bune, unii stând degeaba. Deci și asta în piață și-a căscat gura, de exemplu, și-a bârfi, e tot un timp pierdut, de aceea și Scriptura spune, pentru tot timpul de șert veți da seama. În Evanghelia de astăzi, planul principal este ieșirea Mântuitorului și traversarea Galileei. Deci, pur și simplu, era în drum spre Galileea și ca orice zi obișnuită de lucru, ca oricare alta, a apărut și acest părinte, pentru că ce se întâmplă? Hristos devenise vindecătorul bolnavilor, hrănitorul flămânzilor, vindecătorul ciungilor, ologilor, leproșilor și nu făcea altceva decât pe unde trecea, tămăduia și vindeca boalele din popor, punându-și mâinile pe ei sau binecuvântându-i, pentru că Tatăl m-a trimis să fac aceasta. Eu vreau ca lumea să se mântuiască și să aibă viață din belșug. Eu vreau ca lumea să aibă viață, cum v-am spus, să o aibă din belșug. Și vreau ca tot să fie desăvârșit sau ca tot să fie una. Și în modul acesta, Iisus, pe unde trecea, făcea, cum spune evanghelistul Ioan în Evanghelia sa de la Înviere, minuni care, dacă s-ar fi scris, cărțile n-ar fi încăput în lume. Dar minunea de astăzi a fost ca oricând o minune obișnuită, n-a fost o minune ieșită din fire. Mântuitorul s-a dus în ale sale, a avut treabă. Ucenicii, probabil, până au venit Mântuitorul sau până s-a apropiat de unde era, pentru că el mai avea și treburi strict personale, nu de schimbat uleiul la mașină sau de completat hârtia la Loto Prono. Și sigur era în casa vreunui bolnav, unde se dusese deoseb particular ca să îndeplinească o vindecare sau un lucru foarte serios. Și apostolii s-au trezit și ei, luați cu asalt,
de o persoană străină care pur și simplu le-a zis, vindecați în fiul. Bineînțeles că în calitate de apostol s-or fi umflat în pene. Nu putem ști lucrul ăsta. Poate chiar au făcut-o cu timiditate și cu spaimă, fiindcă nu au făcut-o niciodată, doar învățătorul făcea lucrurile astea. Dar este cert că o încercare a existat. Și această încercare este exemplificată prin faptul că tatăl i-a și acuzat în fața învățătorului. Am fost la ucenicii tăi și n-au putut nimic să-i facă. Vedeți ce interesant? Aici, acum, problema se complică în felul următor. Eu nu m-aș duce pe ideea unui lunatic și cu asta aș termina. Aș lua Biserica Universală Ortodoxă, aș aduce-o până în punctul fix 1054, Marea Schismă, aș spune că copilul lunatic sunt de fapt cei care s-au rupt de Biserica Universală Apostolică, Sobornicească și Dumnezeiască întemeiată de Hristos prin jertfa crucii și s-au trezit trântiți în apă, adică în delăsarea protestanților, în delăsarea anglicanilor și apoi în focul care merge mai departe. Și ce este acest foc? Al ispitelor, al ereziilor, al sectelor care vin cu vârtej și cu furtună multă să propovădească pe Hristos și Duhul Sfânt. Asta e misiunea lor. Nu avem nimic împotrivă. E doctrina lor, e mentalitatea lor să-și o poarte sănătoși. Dar nu au contact cu realitatea, cu apostolia. Și atunci tatăl s-a văzut obligat, deci stăpânul acestor fracțiuni, să se adreseze lui Hristos. Ucenicii tăi n-au putut nimic să facă. N-au putut să facă nimic pentru că aici este o lucrare a Duhului Sfânt. Până nu dobândești Duhul Sfânt. Și dobândirea Duhului Sfânt vine pe trei căi biblice clare. În primul și în primul rând trebuie să fii total în biserică. Și ce înseamnă total? Prin botez, mirungere și împărtășanie. Primele trei taine care te unesc cu Hristos, eu sunt vița, voi mlădițele, cel ce saltoiește în mine, aduce roadă în mine, ce nu se taie și se aruncă în foc. Asta e prima. O altă păstrare a Duhului Sfânt vine din lucrare, lucru care s-a și spus de către Mântuitor. Acest soi de dragi iese cu post și rugăciune. Să nu-l vedem pe dracu un fraier negru, cum credem noi, cu coarne, care se teme de tămâia și de cățuia babilor sau de psaltirea lor. Nu. Să nu-l vedem pe dracu un idiot slab de minte și îngust, care dacă vine baba la liturghie, l-a și căzut pe spate. Nu. Dumnealui este un bun veghetor și veghează începând de la cele trei lumi personale ale omului, până la cea din urmă sclipire de gândire. Prima dată stă demonul, că de ce spune copilul era lunatic? Ce credem noi în termenii populari când vorbim de un om lunatic? Zici că, bă, iese noaptea și umblă așa de nebun, nu știe, s-a trezit din somn, merge, vine, îl duce, îl poartă. Aici era altă lunăticie. Îl trântea la pământ, adică îl băga în patim. Asta e simbolul lui Teofilacta Bulgarii când comentează Evangheliile. Dar aici nu era vorba numai de asta. Aruncat un foc și în apă este extrema stângă și extrema dreaptă. Ori ești prea împuțit și leneș și nu-ți mai vezi de mântuire și de creștinism și intră dracu în tine și te zghiuie și majoritatea oamenilor trec prin necazuri mari și grele. Deci dacă ne uităm în societate, vă recomand o singură imagine de Monica Iadului. Poate cineva a spus, părinte, eu n-am văzut iadul niciodată. Dă, dragă, drumul la ProTV la ora 5. Și vezi iadul pe viu. Unul se violează, unul se împușcă în cap, unul se omoară, unul se calcă cu mașina, unul bagă cuțitul în soacră sau unul spânzură nevasta. Și sunt imagini apocaliptice care pe noi ne-ar putea aduce la dreapta credință. Deci trebuie să le mulțumim acestora că ne îmbogățesc imaginea cu așa ceva. Că ne arată cum e iad. Deci avem iadul pe viu. Alea sunt lucrări ale lui Satana. Și noi le avem pe viu, numai trebuie să le vedem. Dar noi, din contra, noi ne uităm, suntem absurzi și reci. Arată-mi eu pe cineva care stă și se uită la știri și spune că a murit cineva și plânge. Nu, el așteaptă să vadă ce prostii spune mai departe.
A, ce treabă. Deci suntem surzi, așa spune. Suntem surzi și nu simțim păcatul. Dar de ce nu-l simțim? Nu-l simțim fiindcă ne place. Noi am păcătuit la fel, dar nu avem posibilitatea. Oricine ar strânge pe cineva de gât, oricine s-ar răzbuna pe cineva, oricine ar face rău, dar morala sau ultima umbră de conștiință din el nu-l lasă. Deci vezi, prima dată dracul te demonizează psihic. Era și o carte, spunea acolo, efectele televizorului. N-a ce-o treabă, niciun efect. Televizorul e un instrument pentru proști de a pierde timp. El poate fi o sursă de informare când te interesează ceva. Ai o emisiune tehnică, ai o emisiune științifică, ai o emisiune culturală. Dacă stai și butonezi toată ziua 60 de programe sau 120 de ori, fi normal că ești un ultim îngust la minte cât îți fură dracu timpul, nu-ți faci ceva util. Doi, tăia cu patimile, cu trupul, că lupta nu-i numai de la diavol, e și de la trup. Și trupul ce dorește? Dorește programe de îmbunătățire a frumuseții? Dorește programe de îmbunătățire exterioară? Programe de îmbunătățire senzuală? Și iată că și amândoi nu mai stăm să comentăm, nu vorbim prostii în predică. Și în cele din urmă, televizorul te învață. Pornografia, îndobitocirea minții, animalizarea trupului. Luați o simplă idee, maxim mărturisitorul. Femeia este ușa raiului. Luați o singură posibilitate, Ilie Miniat. Femeia este arhistratega oștilor cerești, șef Dochimov. Luați o singură pildă, Sfânta Scriptură. Ferice de pântecele ce te-a purtat și sânii la care ai sunt. Ce imagine are lumea contemporană despre femeie? Curvă, destrăbălată, prostituată, bombă sexy, damă de trotuar, damă de bară, damă de restaurant. Nu ăsta e rolul femeii. Deci asta se cheamă îndobitocirea trupului. Un alt drac, tot la fel de mare demon și viclean și pervers, care a ajuns să facă o adevărată industrie, dar ce fel de industrie? O industrie foarte interesantă. Și când vorbesc de o industrie foarte interesantă, vă spun ca practicanți, fiind soț și soție de față în biserică, dumneavoastră știți că, de fapt, familia e o mare jertfă. Crește copilul, du-l la școală, fă-i temă, educă-l, păzește-l de țigară, păzește-l de drog, să n-audă prostii, să se culce la timp, să nu se frigă, să nu se nenorocească, să nu ți-l calce mașina, să nu ți-l bată cineva. Ce înseamnă? Chiria, apa, căldura, mâncarea. Deci, ce este familia? O întrajutorare. În concepția modernă, masculul și femeia. Asta e concepția modernă despre familie. Nu face altceva decât el să fie bine potent și ea bine plăcută sau senzuală. Ei, nu acesta e rolul familiei? Deci, iată, îndrăcirea trupului în care nu se mai bagă Hristos. Am rugat pe ucenicii tăi să facă ceva, dar n-au putut. N-au ce să facă. Apostolul Pavel e surd. Nici nu știu dacă mai știu mulți oameni din lume că Pavel a scris 14 epistole, că dacă le citești, sunt atât de actuale, spui că sunt scrise ieri. Nu știu dacă cineva mai știe că Noul Testament cuprinde morala creștină. Mi-a plăcut într-o zi o vorbă a unui bărbat. Super, a fost o vorbă spusă de Duh, dar de la un om cu Duh. Nu știu dacă l-avea rău sau bun. Mi-a zis, părinte, zice, trebuie să-mi dau demisia de la servici, că mă pune șeful să fur și să semnez niște acte false și nu pot să mă duc în pușcărie. Zic, dar nu faci treaba asta că te temi de pușcărie sau pentru că nu ți iese nimic ție? Nu. Știu că undeva prin porunci scrie să nu faci rău, nu le știu poruncile, dar sigur nu scrie să fac ce spune șeful. Și trebuie să-mi dau demisia. Și am zis, mă, e bun, măcar nu știe poruncile, dar știe că porunca nu te învață să faci rău. Și am zis că, uite, o nouă poruncă să nu faci rău. Acolo scrie să iubești pe aproape ca pe tine în sus, să nu-l urăști. Dar aici spune să nu faci rău. El știa porunca asta, să nu faci rău. Foarte interesantă și foarte bine pusă în contextul discuției. Și am zis că dacă totuși trăim cu ideea că nu trebuie să faci rău, e un lucru bun. Un alt război este de la lume.
Și iarăși e o demonizare. De ce? Lumea se destrăbălează. Lumea fură, lumea dă în cap, lumea ucide, lumea omoară, lumea pedepsește, lumea judecă, lumea ia atitudini, lumea face ce vrea. Ați văzut și Beata Biserică Catolică prin ce criză trece? Era tot o demonizare. Într-un oraș, nu știu ce, prin nu știu ce țară, au ieșit nebunii cu bâtele și cu pari, că ei nu-s de acord să treacă papa pe acolo, prin țara lor, și să o viziteze. Deci, nu contează. Deci, în momentul în care tu n-ai altceva de făcut, sau dacă tu nu-l suporți pe respectivul personaj, poți stai acasă, să faci altceva, să stai în piscină, să citești o carte, să te delectezi, ieși și strigi în stradă împotriva. E biserica lor, în fond, doar tot pe Dumnezeu îl slujesc și tot lui Hristos vor să se roage. Dar ei s-au manifestat la modul circar, adică urât. Ei, e tot o formă de demonizare. Deci aia este imaginea lumii. Și de ce spun că se cheamă imaginea lumii? Ca să vedeți în ce criză sufletească de la o extremă la alta să trece și să vedeți ce înseamnă oameni fără Dumnezeu, pentru că la fel, tot prin țara lor, pe acolo, prin străinătățuri, din senin s-au apucat de spart magazine, de furat, de dat foc. De ce vă spun lucrurile astea? Manifestări huliganice care n-au treabă cu legea creștină. De aia spune că bal aruncă apă. Aici la noi am putea interpreta că ne aruncă la litoral. Dar litoralul și plaja n-au nicio treabă cu pocăința. Poți să iei cartea de rugăciuni și cât îți ții chelea la soare, să zici un acatist sau un paraclis. Nu trebuie neapărat să asculți manele sau să înjuri. Sau ne aruncă în foc. Unii își dau foc singur, să sinucid. Își dau foc la casă. Sau, mă rog, ce nebunea l-au ei în cap. Dar aici este vorba de focul ispitelor iuți și focul ispitelor moi. Lenea, nepăsarea și uitarea e apa, iar crima, pofta, urgia și anarhia sau dezordinea îi focul, ca să știți ce înseamnă. În momentul când a venit omul și a spus fiul meu cumplit pătimește, s-a referit universal și la ce? Că patimile încep din copilărie. Deci la 14 ani încep să vezi prima revistă porno, la 20 de ani ai poftă de prima femeie, la 30 de ani vrei să jefuiești și tu și să spargi ceva, sau nebuneala din capul tine, și așa începe păcatul și se cuibărește câte o leacă, până ce omul ajunge și se demonizează. Această demonizare se încheie cu apropierea apostolilor. Degeaba propovăduim în biserică și strigăm, nu faceți aia, nu faceți aia, nu faceți aia. Totul pleacă din conștiință. Dacă conștiința nu-i trează, predica e zero. Dacă conștiința nu-i trează, biserica e zero. Dacă conștiința nu-i trează, preotul n-are niciun sens. Dacă conștiința nu-i trează, Euharistia nu valorează nimic. Deși aia e esența vieții creștine. De-aia le spune permanent, împărtășiți copiii mititei, împărtășiți copiii că o să crească mari și o să vă dea vouă în cap. Pentru că n-au cui, că nu, de unde să înceapă scandalul din familie. În momentul în care tatăl se adresează Mântuitorului și spune că ucenicii tăi n-au putut face nimic, aici hula este suficient de bine împrăștiată la nivel cotidian, biserica este învechită, este depășită, nu-și mai are sensul, deci totul rămâne un ritual sec, mort, un ritual doar de manifestare și de emblemă și de imagine, deci asta e conceptul omului demonizat, și în clipa aceea trebuie să ne găsim ce? Un Dumnezeu nou, un altar nou și o jertfă nouă. Și există satanismul, care este primul altar al necredinței, ateismul, New Age-ul, religia universală, să crezi în toate, și bineînțeles un altar de jertfă cananit, spirala universală de la Costinești, deci care și noi românii suntem înnebuniți după ea și avem foarte mulți adepți. Deci, întâlnirea cu Dumnezeu prin sex. Nu trebuie să vă fie rușine, e ceva firesc. Deci la ziar și la televizor și pe ecran, deci este tot un mod de demonizare în care numai postul și rugăciunea poate opri urgiile și mizeriile de genul ăsta. De ce vi le-am spus toate? Vi le-am spus ca să nu ne lamentăm la o evanghelie seacă în care un copil trântit în apă și în foc l-a luat tațul de mână și l-a arătat lui Mântuitorul. Nu. Toți trebuie să ne arătăm copiii de mână Mântuitorului. Toți trebuie să-i scoatem din foc și din apă.
Trebuie să tremurăm cu cartea de rugăciune în taina casei noastre, nu trebuie să ne știe nimeni, nu, și un nărav prost care n-am ținut niciodată la el și chiar vi-l repet și dumneavoastră, și când vă fac copii o problemă, nu trebuie să spuneți la tot satul și la toți prietenii și la toți cunoscuții că îl demoralizați și mai rău face, că mamă m-a umplut peste tot, tată, știe toată lumea ce am făcut eu, o păstrez acolo și o duci cu durere și cu suspin și te căiești la Dumnezeu că El te ajută, nu vecinii aia, mai spun mai departe și întind o mizerie care n-are sens. Deci te spovedești doar lui Dumnezeu, te spovedești doar lui Hristos, te spovedești doar duhovnicului și faci canonul acolo cum poți și strigi cât poți. Doamne, învățătura apostolilor nu-i pe măsura faptelor copiilor mei, dar puterea ta ca Hristos, cred eu că poate face aceasta. Pentru că aici Mântuitorul a pus punctul pe cel mai adânc factor și l-a întrebat direct pe tatăl copilului. Crezi că eu pot face aceasta? Și tatăl a recunoscut. Da, Doamne, cred, ajută necredinței mele. Necredința noastră nu-i nevoie să vorbim despre ea, că ne-o cunoaștem. La cafea dimineața fără nafru și aghiazmă, la țigară fără nafru și aghiazmă, în sărbători la târg, în loc de biserică, fără nafru și fără aghiazmă, fără spovedit, fără împărtășit, cu copiii care bat noaptea discotecile, mai vine mama și face câte un pomelnic și îmi spune, părinte, dar poți să citesc eu în locul lui, dar ești îndrăcită ma ta sau el? Bei ma ta sau bea el? Te droghezi ma ta sau se droghează el? Și apoi le spun de multe ori, băi, nu schimbă Dumnezeu legea ortodoxă că aveți voi fluturi în cap. Și e un lucru adevărat. Deci nu se schimbă nimic în ortodoxie. Sigur că rugăciunea mamei e prima care folosește. Sigur că rugăciunea tatii e prima care folosește. Dar dacă îl ții pe animalul plăvan, fără credință și ateu și nu-l pui să facă un tatăl nostru sau șapte împărate ceresc, îl sălbăticești de totul și îl faci noroc fioros care dă de mă casa cu corp. Și atunci trebuie să-i spui, bă, băiatule, halul ăsta nu se mai poate. Du-te muncește, pune-ți în farfurie, du-te muncește, îmbracă-te, du-te muncește, încalță-te. Și atunci îl scoți din starea de ce? De om cultivat pe banii părinților. Deci și asta este o modă de demonizare intelectuală. Învață toate prostiile, învață șapte feluri de studii și nu folosește niciunul. Și în final mama și tata îl țin din pensie. E tot o modă de a cădea în apă, asta e cea cu lenea. Sau tot o modă de a cădea în foc. Bați babacul până scoate banul de la saltea. De ce? Băiatul trebuie să cheltuie, că e viața mondenă, trebuie să fie în rând cu marile vedete de carton sau instrumentele astea banale de 2 lei. Un alt lucru pe care pune accent Mântuitorul este necredința, este primul factor care îl desparte pe om și de Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Deci ca să se poată vindeca o boală avem nevoie de Duhul Sfânt. Împărate ceresc, vă repet încă o dată și ascultați blând și liniștit, care pretutindene ești și pe toate le împlinești. Deci cine? Duhul Sfânt. Vistierul bunătăților, deci la Duhul Sfânt e tot binele din lume. Vino și te sălăștruiește întru noi. Curățește toată spurcăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Amin. Asta e rugăciunea împărate ceresc despre care m-a întrebat o doamnă, dar unde o găsesc? Zic, în ziarul Bună Ziua de Iași. Și a spus, da, părinte, nu mă luați în glumă. Eu n-am citit niciodată rugăciunea asta. Frumos, știți multe despre ortodoxie. Este cea mai scurtă și mai frumoasă rugăciune la îndemâna credinciosului de a se curăți de lucrarea necurată a diavolului. Și se spune de 7 ori dimineața și de 7 ori seara. Pentru o babă fără carte spune 7 Tatăl nostru dimineața și 7 Tatăl nostru seara. De ce? Să fugă demonul, că se teme și spune în rugăciunea Tatăl nostru. Nu ne duce pe noi în ispită și cere acolo și ne izbăvește de cel viclean. Auzi ce frumos spune în Tatăl nostru. Ce mai concret vrei de la Dumnezeu? Și vii tu și lălăi cu acatistul de tăiat unghiile, cu acatistul de mare pricepere și necaz, de mare ispită și încercare. Fă, drag acatistul istoric al Mântuitorului, care este de 2000 de ani în cartea de rugăciune și are 700 de ani când îl citim noi și nu veni tu cu literatură universală nouă. S-au făcut de acatiste și l-a închis ușa și l-a deschis ușa și l-a aprins candela și l-a stâns candela, dragă. Dumnezeu nu vrea borboroseală. I-a spus, crezi că pot face aceasta? Da, cred. Și l-a apucat de mână, l-a scuturat, l-a trântit ca mor, s-a ridicat viu. Dar a spus clar,
acest soi de demoni să scoate cu post și rugăciune. Mulțumim Dumnezeu, a fost pus fostul Sfintei Marii. Toți au avut posibilitatea să împărtășească și să se spovedească. Cine a făcut-o, slavă lui Dumnezeu. Vine al post, de o zi, al lui Sfântul Ioan Botezătorul, marele ascet și mistic al Vechiului Testament, prototipul universal al omului absolut și îngeresc de pe pământ. La fel, o zi de post. Cine este vrednic și poate să o țină ca Ioan Botezătorul, cu o acridă, cu un lăstar, cu o legumă, cu o pâine și cu apă, vine din nou și se împărtășește. Sărbătorile sunt puse în taina, sărbătorile sunt puse în taina calendarului, ca să-i spun așa, de așa factură ca oricând să poți găsi o zi să te unești cu Dumnezeu. E o modă acum mai nouă și chiar vă rog să țineți de ea. Mi-au mai spus unele băbuțe și mai fac ele caz de necaz când mă stropșesc eu. Părinte, dar la altă biserică mă împărtășește în toată ziua. Noi nu facem din împărtășanie obicei. Sfânta împărtășanie este o taină. Așa cum nu te duci la doctor în fiecare zi, așa nu te împărtășești în fiecare zi. Deci, ce ar însemna să devină Sfânta împărtășanie ca anaforă? Pentru ce s-a dat Sfânta anaforă? Contra chip, deci care preînchipuie pe Hristos și pâinea sfințită și lucrarea și puterea liturghiei pe care noi o luăm în cursul săptămânii. V-am mai spus odată, rânduiala împărtășanie este babele vădane și curate, tămăduite de patim trupești care nu mai au aprinderea drăcească a desfrâului, că știm toată lumea că ăsta e un păcat ce bântuie lumea, să pot împărtăși la 2-3 săptămâni, pentru că sunt curate. Bolnavii, foarte grav, cancer și așa, iau o dată pe săptămână. Au voie, dacă vin la maslu, bineînțeles, pe nemâncat și postit în ziua respectivă, cât de bolnav ai fi că Hristos vede jertfa. Și apoi, cei râvnitori, o dată pe lună sau la 40 de zile, nu ne luăm în borcan, în părtășania, opresc în piață, scot portofelul, îmi cumpăr pătrunjel. Asta e că e nouă, trebuie să mă împărtășesc. Apă mi-au cu lingurița, o pun la loc, ajungem să profanăm Sfintele Taine și Biserica Sihăstriei și Părintele Cleopa au luptat ani de zile pe vremea lui Ceaușescu să stârpească fenomenele acestea exagerate de sfințenie la ceas, așa, clipa și Hristos. Hristos vine în fiecare clipă în noi, după Simeon Tesalonicu, printr-o simplă mărturie. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa și răspunsul ceresc în taină este iertate-ți sunt păcatele să nu mai greșești, Fiule. Deci asta este unire cu Hristos. Pruncii, cei curați, până la 3 ani, 2 ani, 5 ani, 4 ani, nemâncați sau cei mai mititei sub 2 ani mâncați sau cum sunt ei sub la sân, ăia se pot împărtăși duminică de duminică sau în sărbători sau și 2-3 zile la rând, asta nu are importanță. Ei sunt îngeri. Dar nu vii dumneata cu ciclu menstrual femeiesc să-mi iei împărtășanie în fiecare zi. Păi părintele mi-o dă. Păi ți-o dă că-i dai un parai. Dar aia să ia cu rânduială. Dacă a spus Moise că femeia e necurată 7 zile, apoi 7 zile nu pui în gura anafură și aghiazmă. Nu ești tu mai deșteaptă ca Moise. Moise a vorbit cu Dumnezeu față către față. Tu unde ai vorbit cu el? La televizor? Mai îmi spune o babă, eu nu vin la biserică duminica, chiar aglomerați în biserică, ascult liturghia la Trinitas. Da, mamă, o să punem difuzor în livadă, să-ți iei mata șezlongul și să asculți Sfânta Liturghie. Prezența în biserica creștinului este prezența creștinătății la propovăduirea Evangheliei Mântuitorului, cum au făcut apostolii când adunau mulțimile și ascultau cuvântul lui Hristos la predica de pe munte, la predica de pe mare, la corabie, când a mulțit pâinile. Deci asta e prezența în biserică. Nu că s-a inventat de acum televizorul și stăm acasă. Televizorul s-a inventat pentru paralitici, pentru canceroși și bolnavi incurabili, nu pentru puturoși. Vii la biserică, te pui pe un scaun sau în chicioare sau pe o bancă și asculți liturghia. Și asta e tot o formă de îndrăcire, fuga de casa lui Dumnezeu. De ce v-am spus lucrurile astea? Un alt mod de a scoate demonul este spovedania cinstită și curată. Ați văzut că în general, și cu asta închei că vă plictisesc și căscați somn, spune așa, că pe vremea comunistă fiecare am avut câte un înger păzitor
Și ne-a făcut câte un dosar. Și oare ce-o fi scris despre noi? Vai, să mă duc la CNA sau cum se cheamă, să-mi scot eu dosarul, să văd ce s-a spus despre mine. Asta te interesează. Dar dacă se va scoate dosarul de la Dumnezeu despre tine, că acolo tu nu știi ce scrie, știi numai demonul care le-a consemnat și îngerul păzitor care le-a confirmat. Că spune acolo, nu defăimați pe cei mititei, că fața voastră, e îngerii voștri, pururi văd fața Dumnezeu în cer, a celor mici. Deci merg și spun, Doamne, azi e nebun, azi e bun, azi e nebun, azi e bun, urcă la cer faptele bune sau dracu urcă faptele rele. Ați cerut vreodată dosarul de la iad? E o temă pentru acasă. Cereți-vă fiecare dosarul de la iad. Mai luați odată viața în răspăr de la 14, 13, 12 ani de când ați început primele prostioare și încercați să veniți la spovedit, la preot și să arătați dosarul dumneavoastră. 5 avorturi, 10 curvii, 4 fecioare stricate, 200 de litri de băutură băută, un vagon de țigări fumate, nedreptățit pe săracul, neplătit plata slugii, furat de la socru, de la soacra, de la mama, de la tata, mă rog, fiecare nebuneala lui ce are pe dosar. Și spuneți-le ca să mergeți curați la judecată. Acela e dosarul care trebuie să vă intereseze, nu ce părere are un securist sau un sereist despre viața ta. E treaba, poate să scrie în hârtiile alea ce vrei, alea nu valorează 2 lei. Când vine focul ard, când vine putregaiul putrezesc, când vine apa să udă și când vine sfârșitul lumii stopesc. Dar ce ai scris în dosarul vieții tale, pentru iad sau pentru rai, spune evanghelistul Ioan. Și vor ieși cei ce au făcut fapte bune spre învierea vieții. De unde știe, bă, ăla că am făcut eu fapte bune, dacă nu scrisă nicăieri, nu? Deci înseamnă că e clar că scrise, dacă știe cineva că am făcut fapte bune. Și cei ce au făcut fapte rele spre învierea osândirii. Cine știe că eu am făcut fapte rele, doar nu m-a văzut nimeni. Nu era noaptea când am furat? Nu era plecată toată lumea când am dat în cap? Nu eu l-am îngropat pe ăla mort după ce l-am ucis și nu m-a știut nimeni? Te-a văzut Dumnezeu. Deci ăla e dosarul care trebuie să vă impresioneze și să vă intereseze. Nu impresiile. Om contra om n-are ce să facă. Hristos a venit ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și a spus clar, celălalt ce bate la mine, nu-l voi da afară. Eu am venit să mântuiesc lumea, nu să o judec. Dar acum suntem în vremea curățirii. Acum avem putere să ne ridicăm și din foc și din apă. Hristos ne ia de mână. Dar trebuie acest trup puturos, tatăl sufletului nostru, ca să spunem așa, că el îl poartă și ca o, ca o, ca un snop de strujeni în care stă sufletul acolo și rabdă, să meargă la Hristos și să spună, Doamne, n-am credință, n-am lucrare, dar te rog, izbăvește-mă. Să dea bunul Dumnezeu, toți să fiți izbăviți și de-a dreapta Tatălui să fiți în veci. Amin.